Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă simplă de tot. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu o lună, jumate, două luni, am pus niște carne la borcan, carne de porc la borcan în suc propriu și carne de porc în suc propriu și carne de pui, tot așa la borcan în suc propriu. Astăzi tocmai ce am fost în Beci și am adus un borcan din acea carne, carne de porc, pe care am pus-o în sucul ei propriu. Ia uitați, așa arată. Acum o să o și desfac. O să încerc să o și desfac. O secundă. Ca să vă arăt și dumneavoastră cum stă. Așa. Uitați și dumneavoastră. Deci eu am pus-o doar cu slănină de porc. Și și-o lăsat slănina în tura ei, dar o să vă arăt și când o scot afară din borcan cum arată. Dar după cum vedeți, numai o secundă, uitați ce frumos stă. Acum eu, oameni buni, eu așa cum v-am spus, am fiert-o aproximativ 40-45 de minute, dar din momentul în care apa începe să fiarbă, oameni buni, în momentul în care apa a început să fiarbă, din momentul ăla 40-45 de minute, noi o lăsăm să fiarbă. Și după aceea o lăsăm în apa aia să se răcească. Deci noi o lăsăm acolo până să răce apa. Deci practic și după ce oprim focul, ea încă mai 10-15 minute, ea încă mai fierbe. Deci 40-45 de minute să fiarbă din momentul în care clocotea. Pentru că acum eu nu contez pe nimeni, foarte multă lume mi-a scris că o să trebuie minim 3-4 ore ca să fiarbă. Oameni buni, n-are niciun rost. Pentru că dacă după părerea mea, dacă fierb 3-4 ore, se face catonul, se rupe toată, se face măruntă. Uitați ce frumos stă, o să vă arăt și când o scoatem din borcan. Deci o să facem carne de porc trasă la tigaie cu 4 căței de usturoi. O să mai avem nevoie de 4 căței de usturoi și bineînțeles sare, chiperi. Am fost în Beci, dacă tot am fost după carne în Beci, am scos o căpățână de varză. Să vă arăt și varza cum ne stă, la fel pentru cei care vor să vadă. Asta e varza noastră murată. Așa stă, frumoasă ca aurul. Deci dacă cineva zice că nu i-a stat bine rețeta aia, din cauza că ori o ținut-o la căldură, ori nu a pus suficientă sare, ori o pus sare cu iod. Acum pot fi mai multe, acum eu nu contez pe nimeni, dar pot să fie mai multe cauze. Dar eu vă arăt întotdeauna cum ne stă nou, pentru cei care spun că nu se poate, că dacă trebuie 3-4 ore fiartă și carnea. Noi o să trecem la rețetă și să ne apucăm. Mă duc dincolo, o să scot carnea, vă arăt și când o scot și o tragem la tigaie, zdrobim usturoiul, țipăm păstea, facem și o mămăligă bună, o tocană. Gemnicăm varza mărunt, țipăm niște ulei pe stea și un chic de chiperi și apoi să vedeți ce rețetă ușoară și bună iasă. O să-mi tau mărunt acum și varza. Tăiem și varza murată. O să o tăiem mărunt. Peste varza asta o să punem un chic de ulei și un chic de chiperi. Am terminat de demnicat varza mărunt. O să punem un pic de chiper peste ea. Așa. Și stroptim cu un pic de ulei. Mai bună murătură ca așa, asta nu trebuie, oameni buni. Atât. Un ticuruț. O să o amestecăm. Și varza asta o să o servim cu carnea și cu tocana, cu mămăliga. O să o amestec un pic, acum punem deoparte și carnea și usturoiul, pardon, și varza și usturoiul și o să ne ocupăm de carne, să scoatem carnea. Acum o să ne punem și o să scoatem carnea, o să scoatem și bucățele de slănină și astea le punem acolo, nu-i niciun bai. Acum, normal, eu ar fi trebuit, oameni buni, ar fi trebuit ca să țin un pic într-un vas cu apă fierbinte, ar fi trebuit să o țin. O să iau foile de dafin, un pic să-mi iau farfurioră, să scoatem foile de dafin, astea sunt foile de dafin pe care le-am pus. Mamă, ce bine miroase, oameni dragi, ce frumos miroase, nici nu vreți să știți. Un pic, astea le luăm afară, foile de dafin. Uitați, oameni dragi, așa arată carnea noastră la borcan, pentru cei care ziceau că trebuie fiartă 3-4 ore, pentru că altfel face floare.
Oameni buni, nu face nicio floare, eu nu vreau să contrazic pe nimeni, Doamne ferește, dar uitați, și dumneavoastră convingeți-vă singur, dacă cineva vrea să consume 4 ore gaz de pomană, n-are decât, fiecare să o fiarbă cât vrea. Eu vă spun că noi o fierbem maxim o oră cu tot ce rămâne în apa în care o fiert. Numai că o să iau un pic foile astea de dafino, astea sunt un pic mai... Ieți, astea acolo, mi-o pac. Mamă, ce frumos miroase, Doamne ferește apă. Eu întotdeauna, oameni dragi, eu întotdeauna vin cu argumente și vă arăt, uitați, cât de frumos arată. Să vedeți cât e de bună după ce o pui și o tragi un pic la tigaie. Dacă e un pic mai greu de scos, ar fi trebuit să o pun eu într-un vas cu apă, să stea aici 5-10 minute. Uitați și dumneavoastră, ce frumos stă! Deci asta vă puteți dumneavoastră singur să trageți dumneavoastră concluzie cam cât puteți să o fierbe și cât vreți să o fierbe. Fiecare fierbe și face cum vrea și cum știe, cum consideră, cum crede de cuvință. Acum eu nu contest pe nimeni, Doamne ferește, cei care sunteți mai vechi pe canalul meu, mă știți de atâta timp, eu n-am supărat veci pe nimeni, n-am jignit pe nimeni, nici nu contest pe nimeni, fiecare e liber să facă cum vrea, dar eu întotdeauna am venit cu argumente și v-am arătat și la pomicultură, la pom, că mai erau câte unul, doi care zicea că nu stunși bine pomnii, că nu știu ce, și eu întotdeauna am venit cu argumente și v-am arătat filmulețe, cum o legat pomnii, cum o rodit. Acum numai foile astea de dafin, astea trebuie luate afară. Da, și uitați câtă, vedeți câtă untură, asta toată gelatina, asta toată e untură, care când o punem în tigaie, o să se topească toată. Lăsăm să se topească, bine, bine, o mai înfierbântăm, o tragem într-o, toată carnea la tigaie să dea bine, bine într-un clocot, țipăm 3-4 cățăi de usturoi pe ea și apoi să vedeți ce vine asti. No, uitați, asta e carnea noastră, mergem și o țipăm, o tragem la tigaie 2-3 minute, țipăm usturoiul peste ea, între timp facem și o mămăligă și apoi cu varză demnicată, măruntă, murată, nu te teme, că apoi numai bine asti. Na, oameni dragi, am pus o lespie pe foc, o tigaie pe foc, ca să se încălzească. Aici o să punem carnea, între timp am pus un vas cu apă în care o să facem mămăliga sau tocana, cum se zice la noi, acum o să punem carnea în tigaie. Tigaia e încinsă, deja sfâră. Așa. Așa. Tragem așa carnea, aproximativ încă o foaie de dafin, o să iau și asta. Nu mai rămas un pic. Tragem așa 2 minute, o să pun și un pic de sare la tocană. Punem și un pic ruz de sare și un pic de ulei. Eu la tocană pun întotdeauna un pic de ulei ca să nu se prindă și iasă și mai pufosă. Sau dacă nu puteți să puneți un pic de unt. Așa, trag la tigaie 2-3 minute carnea, până își lasă iată sucul ei propriu. Acum slănina nu o să o mănânc, slănina poate să văd, eu să o dau la cățăi, că e foarte grasă. Iar în schimb carnea miroase, oameni dragi, excepțional de bine. Păcat că nu puteți să mirosâți. Aș vrea să le mai rump un pic mai mici astea, după ce se încălzesc ele un pic să rupe alea prin două. Deci și de la beci. Ia, vedeți? Uitați, oameni dragi, cât de frumos stă. Convinge-vi dumneavoastră singuri, oameni dragi, dacă stă sau nu cu 40 de minute fiartă. Oameni buni, fierbe și de mămăligă. Și aici deja a dat un clocot. Am încălzit carnea până ce odată să fiarbă. Acum adăugăm usturoiul. Ne pustim acolo tot usturoiul. Mamă, ce bine miros, oameni buni, exact ca parcă e pomana porcului. Și aici la carne și opresc. Opresc și fac mămăliga între timp. Iar apoi vă arăt farfuria finală. Acum am uitat să specific, carnea asta cu sosul ăsta merge foarte bine
și pe pireu de cartofi și pe macaroni, pe orice cui place. Bun, am și oprit și fac mamă măligă și apoi vă arăt farfuria finală. Oameni dragi, carnea noastră de porc în suc propriu la borcan e gata. Am tras-o la tigaie, am țipat 3-4 grăunță de usturoi peste. Ea așa arată, sper că se vede, cu sos. Așa cum v-am zis, ne-am făcut și un pic de mămăligă. Bineînțeles, varză murată. No, Doamne ajută! Să vedem și cât e bună. Dar e foarte bună pentru că noi în fiecare an punem așa carne de asta la borcane. Și de porc, și de pui. Aveți rețeta pe canalul nostru de YouTube, Sandu Gospodaru, și carnea de porc la borcan, și carnea de pui, și foarte multe alte rețete. Așa. Și bineînțeles, așa cum îi stă bine moroșanului, o să vă servez și cu un păhărel de horincuță. Am de asta nu foarte mult, mă chic. Asta trebuie așa cu măsură, cum vă zic eu de fiecare dată, pentru că asta e medicament pentru suflet și pentru trup. No, Doamne ajută! O să-mi iau eu o lingură. Furculița asta mă nervează. Nu tare pot eu, că nu sunt învățat eu cu furculița. Eu sunt țăran. Mie îmi place să mănânc cu lingura sau de multe ori chiar cu mâna. E mai sănătos. No, așa, mă ocup eu, nu vă teme de ea. Mamă, oameni dragi, ce bine miroase. Așa cum am zis, nu stare obișnuit, eu am mâncat cu cuțitul și cu furculița, numai că de multe ori ești nevoit. Dă un pic mai mărunte cu cățele astea. Mamă, ce frumos miros a usturoi, oameni dragi. Curcubeu pe ceriu gurii. Doamne, fel și apă, mai ales vacea asta. Oameni buni, îmi cer iertare că vorbesc cu gura plină, știu că e frumos, n-am să mă iertați. Vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni. Doamne ajută la toată lumea. Hui, tu l-ai, Doamne. Mamă, sore. Asta pe unde trece, pe furcatietul, tot pârjolea, oameni buni. Antidot e ăsta pentru toate bolile din lume. Mamă. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube să vă abonați pentru că e gratis dacă vă face plăcere. Să fiți la curent cu cele mai noi filmulețe. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine.